Un incident șocant care a avut loc în capitală. Clientul unui local de fiță s-a ridicat de la masă și l-a încușunghiat pe unul dintre patroni, după care a fugit. Martorii spun că nu a avut loc nicio discuție sau vreun incident între ei. Poliția îl caută chiar și acum pe agresor. Colega noastră, Ana Ciuvică, este la fața locului și vine cu ultimele detalii. Bună seara, Ana! Se știe ceva până la această oră despre agresor? Bună seara, bun găsit tuturor! Până în acest moment agresorul nu a fost găsit. Din imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum acesta stătea singur la această masă din spatele meu. Când l-a văzut pe patronul cafenelei ieșind din local, atunci s-a ridicat și el, l-a urmărit pentru câțiva metri și apoi l-a atacat cu un cuțit în spate. După aceea a fugit prin spatele cafenelei pe străzi. Poliția nu l-a găsit de atunci. Cei angajați aici la cafenea au sunat imediat la poliție și la ambulanță. Polițiștii au venit, au cules probe, ambulanța l-a transportat la spital pe patronul restaurantului, pe cel care a fost atacat. Din ceea ce știm până în acest moment, el se află în stare stabilă. Din ceea ce am aflat de la un alt patron al localului, care se afla în acel moment în cafenea, se pare că bărbatul nu era un client fidel al cafenelei, însă el ar mai fi venit și ieri aici. A fost remarcat tocmai pentru că îl filma pe unul dintre patroni. Iată, astăzi s-a întors, s-a așezat singur la masă, a consumat băuturi alcoolice și l-a așteptat pe patron mai bine de o oră să iasă din cafenea, după aceea l-a atacat și a fugit. Polițiștii îl caută în continuare pe agresor, vom vedea când îl vor găsi, cel mai probabil va fi transportat la secția de poliție și se va deschide un dosar penal în acest caz.